S-a născut pe data de 19 iulie 1923 ca cel de-al cincilea copil al părinților Constantin și Ioana. Când s-a născut fratele Matei, părinții lui erau deja pocăiți. Încă de copil era atras de rugăciune, de părtășia pe care o vedea la adunările pocăiților din vremea aceea. Doria mult să ia parte la adunările lor, însă tatăl său nu voia să-l ia cu el la adunare, deoarece era copil și atunci nu puteau să meargă la adunare părinții împreună cu copiii din cauza persecuției de care aveau parte pocăiții și pentru că se întâlneau pe ascuns. El însă a găsit modalitatea de a participa și el la slujbă. Fiindcă adunările se făceau mai mult noaptea, îl urmărea de la o distanță oarecare pe tatăl său, până acesta intra în casa de rugăciune. Când tatăl său se punea pe genunchi la rugăciune, intra și el și se așeza undeva în spatele fraților, mai deoparte, să nu poată fi văzut de tatăl lui. Într-o împrejurare, părinții au fost părâți că se adună prin case și au venit jandarmii care i-au arestat și i-au dus la Cernăuți. Iar cei 7 copii câți erau, au rămas singuri acasă, urcându-se pe poartă și urmărindu-i cu privirea, crezând că îi văd pentru ultima dată. Dar Dumnezeu le-a purtat de grijă și la Cernăuți. Nu i-au ținut mult și le-au dat voie să meargă acasă, fără să le facă ceva rău. Am putea spune că fratele Matei a crescut în adunare pentru că îi plăcea mult să meargă și era aproape nelipsit de la rugăciune. La vârsta de 20 de ani, în 1943, a fost încorporat în armată. Iar după aceea a fost trimis în război. Dumnezeu l-a ucrotit în război și a venit acasă tiafăr, însă tatăl lui a fost foarte afectat de tifusul de după război și a murit. A fost și el afectat de boală, încât era să moară și el, dar Dumnezeu l-a scăpat și i-a făcut bine. În anul 1947 s-a căsătorit cu domnica Coroamă, cu care a avut 8 copii, toți credincioși: Măriuța, Anna, Coca, Lidia, Iliana, Raveca, Ioan, Ioana și Pavel. Până în anul 1956 a fost membru la Frații Baptiști, lucrând ca dirijor de cor și predicând Evanghelia. În același an a trecut la Pentecostali, unde de asemenea a dirijat corul și a predicat mult Evanghelia. Prin anii 60-70 a înființat mai multe coruri prin mai multe biserici și mai de aproape la Bilca, la Straja, și mai de departe, în județul Bistrița, în Sânt Nicolau Mare din județul Timiș și în Drăgușeni din județul Satu Mare. Datorită activității sale în cadrul bisericii de a cânta și de a predica cuvântul lui Dumnezeu, a avut de înfruntat persecuții din partea împuternicitului securității pentru cultele religioase de la Suceava. A fost un frate căruia nu i-a fost rușine și nici frică cu Domnul Iisus și cu atât mai mult nu i-a fost frică de securitatea comunistă. Continuând să-l slujească din toată inima pe Domnul, în 30 august 1980, la cererea bisericii, a fost ordinat prezbiter ca ajutor al fratelui Dumitru Cârdei. La ordinarea lui a luat parte și o delegație de lucrători din Statele Unite. Pe lângă președintele cultului pentecostal la acea dată, fratele Bogdan Pavel, și președintele filialei Suceava, Grosu.
În ziua aceea a fost o sărbătoare deosebită în biserica din Vicov. Numai soția fratelui Matei nu s-a bucurat de lucrul acesta, pentru că ea se gândea la slujirea și la responsabilitatea care cădea pe umerii soțului ei. După aproximativ 6 luni, fratele Dumitru Cârdei a trecut la Domnul, iar fratele Matei a rămas singur slujitor ordinat la peste 1500 de membri majori, cât număra atunci biserica. Aceasta până în anul 1987, de când a fost ajutat de fratele Vasile Chelba în slujbă până în anul 1992. Chiar dacă, datorită vârstei înaintate, nu a mai activat în conducerea bisericii, s-a implicat în lucrarea Evangheliei de a deschide biserici acolo unde nu erau. Astfel, a avut o activitate deosebită la Hurjuieni, comuna Gălănești, unde până în anul 1999 nu a fost niciodată biserică penticostală. Paralel, s-a implicat în activitatea de a lua ființă și biserica penticostală din satul Plai, din Vicovul de Sus, care s-a deschis în anul 2000. În viața lui pe acest pământ s-a remarcat prin faptul că a fost un om pașnic, blând, temător de Dumnezeu, care nu se certa cu nimeni, căutând totdeauna pacea și armonia între frații credincioși și chiar între ceilalți oameni nepocăiți. A căutat prin orice mijloc să întoarcă cât mai mulți oameni la Dumnezeu. Prin piețe sau prin locuri publice, în călătoriile cu trenul sau cu alte ocazii, nu îi era rușine să afirme că este pocăit, ci vestea Evanghelia tuturor celor ce voiau să-l asculte. În 1992, Dumnezeu i-a hărăzit și harul de a merge în Statele Unite pentru 3 luni, unde a predicat Evanghelia fraților români. În 1998 a fost invitat și în Austria, unde s-a bucurat pe la bisericile române, amintindu-le românilor de rădăcinile sale austriece. În anul 2008 a trecut printr-o încercare grea, când soția lui, Domnica, a trecut la Domnul după 92 de ani de viață. În cei 62 de ani de căsnicie, nu s-a certat niciodată cu soția sa. În anul 2009, în luna august, a trecut la Domnul și fratele Matei, lăsând un mare gol atât în biserică, cât și în inimile celor 8 copii și a celor 54 de nepoți și 45 de strănepoți. Se poate spune că a murit în somn, pentru că după un accident vascular la creier a intrat în comă și a rămas așa 2 săptămâni, după care inima a încetat să-i mai bată. Cât despre el, într-adevăr, a fost un om al lui Dumnezeu și un stâlp al bisericii din Vicovul de Sus. Suntem la timpul de rugăciuni. Și ce frumos, cum în gospodăriile noastre, ne rânduim lucrurile dimineața. Când îți rânduite dimineața familia unită în înțelegere, merge bine toată lucrarea de peste zi. Cu atâta mai mult și în lucrarea Domnului. Așa-i rânduit de Dumnezeu, dimineața întâi noi să avem timpul de rugăciune. Și-l găsăm pe Petru și pe Ioan, că se suie la templul la rugăciune. Și aducea înaintea Domnului, fraților și surori, lucrarea lui frumoasă, că poporul Israel nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Și era abatut de la cuvântul lui Dumnezeu, dar dacă lucrarea a fost calauzită de Duhul Sfânt și rânduit, ei se suiau la rugăciuni. Și uitați-vă, dacă se suie la rugăciuni, a întâlnit un locul care sta la poarta frumoasă, cerea de pomană.
Și Petru a zis așa, aur și argint n-avem, când era la Poarta Frumoasă, intrasei mai bogați, oamenii cu vază. Și zice, aur și argint nu am, dar se am, îți dau. În numele lui Iisus Hristos, scoală-te și îmblă. S-a sculat ologul, slavă Domnului. Și astăzi Domnul se lucrează la fiecare inimă, fraților și surori. Că am venit la rugăciuni, la timpul frumos de rugăciuni, să ne închinăm, să-L laudăm pe Domnul și toată lucrarea Domnului să o conducă în această zi prin Duhul Sfânt. Noi să simțim prezența Domnului, că este aici și El lucrează, îți călăuzește lucrarea și aduce la îndeplinire planul lucrării Lui. Ce fost este dimineața, eu mă îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Și dacă cineva dimineața în care gânduri rele, cugete, care nu-ți de pe voia Domnului, planuri care nu-ți de pe voia Domnului, însă în zadar, că Domnul acelea nu le primește, nu ascultă rugăciunea în privința asta, numai de pe cuvântul Domnului. Noi am venit la casa Domnului și ne rugăm în numele Domnului Iisus. Cum i-a zis Domnul Iisus, samaritenii, adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr.